este să se construiască cetăți și drumuri. Un loc mai... Fiecare jucător are un număr de 7 pion, pe care rând pe rând îi așează pe joc, pe piesa care a tras ultima dată. În momentul în care se închide o cetate sau un drum, pionul revine acasă și se pun puncte pe tablița respectivă. Bineînțeles, câștigă jucătorul care are la final cele mai multe puncte. Stare ceva comun cu celebrele jocuri de strategie care sunt apar ca și pop-up-uri pe internet? Nu, doar că e un joc de strategie. Se poate juca și online, cam toate jocurile pe care le jucăm noi, seriile de joc, se pot juca și online, doar că, bineînțeles, preferăm varianta cu oameni de adevărat de legal. Durata jocului variază.